Bine ai venit pe computerica.ro. Eu sunt Alex și în continuare o să-ți prezint Samsung Gear Fit, noul ceas inteligent al celor de la Samsung pe care am avut posibilitatea să-l testez prin programul Orange Smartphone Testers. Haideți să vedem ce știe să facă. Samsung își continuă eforturile în zona gadgeturilor portabile și a doua generație de ceasuri inteligente este acum disponibilă. Portofoliul de produse este acum mai larg, iar producătorul sud-corean a mai corectat din neajunsurile primei generații Gear. Noile ceasuri inteligente de la Samsung vin cu un senzor pentru puls, funcționalitate care le transformă în adevărate accesorii de fitness. Senzorul este poziționat pe partea inferioară a ceasului, având contact direct cu mâna utilizatorului. Acum, pe lângă datele furnizate de accelerometru și giroscop, informațiile despre puls te ajută să-ți dozezi optim efortul în timpul antrenamentelor și să evoluezi mai repede fără să te supra-soliciți. Ca și ceasul din generația anterioară, Gear Fit este echipat cu un pedometru care te ajută să ții evidența numărului de pași pe care îi faci într-un anumit interval de timp. Mai mult, poți vedea o estimare a numărului de calorii consumate și ai acces la un istoric pentru ultimele 7 zile. De asemenea, ceasul are câteva moduri de lucru dedicate unor activități specifice ca mersul pe jos, alergatul, ciclismul, în care oferă un set de informații foarte folositoare. Astfel, poți observa evoluția antrenamentelor într-o imagine de ansamblu și poți identifica ușor și îmbunătăți aspectele care scârție. În mod similar, ceasul mai vine cu un mod de lucru care îți permite monitorizarea calității somnului. În acest mod de lucru, ceasul detectează mișcările pe care le faci în timpul somnului și astfel vei afla dacă ai avut un somn agitat sau nu. Pentru a opri accesul neautorizat la funcțiile ceasului, acesta poate fi blocat cu un PIN format din 4 cifre. Autonomia este de 1-2 zile la utilizare foarte intensă cu gestul de pornire al ecranului activat. Autonomia devine 4-6 zile la utilizare moderată, însă cu gestul de pornire al ecranului dezactivat. Sfatul meu, dacă vrei să ai autonomie mare la smartwatch, indiferent de model, este să dezactivezi gestul de aprindere al ecranului ceasului pentru a evita pornirile accidentale.